Salutiat-o un proiect de weekend, zaruri electronice. Au venit componentele în plec, le-am asamblat, doar le-am lipit pe plăcuța de pe cablaj. Astea sunt componentele. Pe internet am descoperit schema asta, că asta ar fi schema asta cu galben. O să dau și un click să vedem. Iată site-ul. Iată schema aici sus. Să o mărim și mai mare. Și aici de explicație. Da? Să dau mai aproape. Să dăm înapoi la schema. Deci aceasta ar fi schema. Sper că am focalizat-o bine. Aici, în locul la touch plate, se poate pune buton. Așa, să vedem. Da, e aceeași schemă, deci iată, aceștia sunt. Mai arăt o dată componentele. Doar că diferă tranzistorii, nu contează, sunt identici. Schema e foarte bună și o recomand. Deci, ați văzut site-ul. Încă o dată. Da, din lipsă de timp, am preferat să nu mă mai ocup eu de cablaj cu acid. Am de toate, am acid, plăci, dar nu vreau să-mi pierd timpul cu astfel de chestii. Iată cum funcționează. Am pus un buton la ambele circuite pentru că sunt două plăcuțe înăuntru, o să arăt imediat. Iată ce norocos, am dat 6-6. Are un efect mai spectaculos. Nu e terminat, va mai fi un buton aici care va 3-1 care va afișa într-o secundă, pentru că așa aștepți prea mult și te poți plictisi, știi? Așa ai buton dacă vrei să tai repede cu zarul sau dacă vrei mai lent. E drăguț, am cumpărat cutiuța asta de la Hobbycraft, vreo 3 lire am dat pe ea. Iată un singur buton la ambele plăcuțe. Aici e 4,5V, merge până la 5V. Alimentare. O cutie foarte ușoară. Funcționează foarte bine, consumă puțin. Poți juca tabla liniștit, nu mai cade zarul pe jos, nu mai cade într-o parte. Mie chiar îmi place. Iată încă o dată. Foarte frumos. Dacă nu trimiteam CNC-ul meu cu laser, puteam să inscripționez ceva frumos pe cutie, l-am trimis în țară. Cam asta e tot ce ar mai fi de spus. Mulțumesc de vizionare și toate cele bune!